Evenimentul a reunit peste 20 de antreprenori din județul vecin și 3 din județul Satu Mare. Fondatorul companiei Zetea și primar al comunei Medieșu Aurit, Silviu Zetea, a profitat de întâlnire și a anunțat pe invitați că la nivelul comunei impozitele pentru investitori au fost diminuate cu 30%. Oamenii se adună în zona în care om desfășoară activitatea în calitate privată și cu această ocazie împărtășesc din experiența celor mai trecuți prin lumea afacerilor, în așa fel încât să învețe din greșelile altora, pentru că este mai bine decât din greșelile tale. Ocazie cu care, de fapt, nu greșelile se urmăresc, ci oportunitățile, modul de a face afaceri corect, transparent, cu profitabilitate și chiar profit de astfel de ocazii, să arăt că, într-o oarecare măsură, și administrația locală gândește înspre investitori, spunând și arătând celor din Maramureș că, într-o localitate ca Medieșu Aurit, pentru investiții, impozitele au scăzut cu aproximativ 30%, ceea ce nu este puțin și sper că, în acest fel, pe lângă acest interes de comunicare, să apară și un interes de a investi în această zonă. La întâlnirile celor din Maramureș Business Club se obișnuiește să se invite un om de afaceri care poate să le împărtășească din experiența sa. De această dată, cofondatoarea grupului Sam Mills, Angela Bercean, a prezentat de la A la Z afacerea sa. În primul rând să fie foarte consecvenți în ceea ce fac. Cred că este unul dintre ingredientele succesului, consecvența și stăruința în a-ți atinge țelul pe care ți-l propui. Ați vorbit despre o anume disciplină în afaceri. Cu certitudine este un factor extrem de important. Trebuie să ne autodisciplinăm și să facem ca lucrurile să se miște în direcția în care este acceptat de toată lumea să se miște, chiar dacă nu este chiar neapărat dorința noastră. Tot ce înseamnă educație este deosebit de valoros. Din păcate, noi provenim dintr-o generație a tranziției. Nu am avut timp ca să facem o pregătire școlară foarte bună. Am învățat din experiența noastră și a celor din jurul nostru, dar eu mă gândesc că un antreprenor tânăr care vine cu o pregătire profesională foarte bună, are un foarte, foarte mare avantaj, pentru că el deja știe rezultatul acțiunii lui, poate prevedea. Noi a trebuit să dăm cu capul, în ghilimele, de foarte multe ori. Cum ați descrie antreprenorul României în 2014? Tenace. Clubul oamenilor de afaceri din Maramureș s-a înființat în urmă cu un an. Apropierea celor din Maramureș de mediul de afaceri sătmărean va fi însă mult mai vizibilă în luna mai, în cadrul evenimentului fabricat în Satu Mare. Maramureș Business Club s-a înființat ca proiect acum un an de zile în Baia Mare, urma unui amplu eveniment de business care a avut loc în Baia Mare. Momentan avem 20 de membri permanenți care fac parte din acest club. Este un club care se adresează antreprenorilor din Maramureș și profesioniștilor din companiile de acolo. Și în ultima perioadă am încercat, prin evenimentele pe care le organizăm, să apropiem cele două medii de business, cel din Maramureș și cel din Satu Mare, și să avem invitați antreprenori și de aici, din Satu Mare. Chiar am avut o discuție cu câțiva reprezentanți ai mediului de business sătmărean și cred că în luna mai vom face la evenimentul fabricat în Satu Mare un eveniment mai amplu în care să invităm și antreprenorii din Maramureș și să creăm în felul ăsta noi pârghii de colaborare. Beneficiile sunt extraordinare datorită faptului că există o comunicație între membrii Maramureș Business Club, care fiecare la rândul lui vine cu propria lui experiență, ce a pățit, și în acest networking este foarte favorabil pentru fiecare dintre noi în compania sau business-ul lui pe care îl face. Întâlnirea de astăzi, cum a fost? Întâlnirea de astăzi a fost un pic surpriză, joia, adică luna trecută s-a anunțat această întâlnire organizată la domnul Silviu Zetea. A fost o surpriză, am fost chemați, invitați la dânsii și este extraordinar. Deci am rămas uimit inclusiv de expunerea
a tuturor problemelor din partea unei doamne recunoscute în, în zona antreprenoriatului, doamna Angela Bercean de la Sam Mills, iar locația este extraordinară. Întâlnirea s-a încheiat cu o degustare de pălincă și o cină cu produse tradiționale.